Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Roblox pe canalul meu de YouTube, unde ne jucăm astăzi Magnet Simulator, datorită faptului că s-a făcut un update. De fapt, cred că vreo 3 update-uri sau 2, habar n-am ce update era, era cumva update-ul 2 în episodul meu, pentru că suntem la update-ul 5. Haideți să vedem ce s-a adăugat. Prima și prima dată ne punem animăluțele, pentru că uitați-vă cât de greu mergem. Chiar și așa, magnetul are o rază destul de mare, însă nu ne mulțumește. Nu am șters niciun animaluț de aici, însă cel mai OP al meu la momentul de față este acesta cu 60 coin boost și 26 speed boost. Odată asta, odată asta și restul ce avem aici. Perfect. Se pune mai greu, equip 5 din 5, ia uitați-vă cum băieți. În caz că n-ați văzut episodul anterior de Magnet Simulator, trebuie să colectezi niște bănuți, îți iei animăluțe, îți upgradezi backpack-ul, etc, etc. Haideți să mergem prima dată să ne luăm un backpack mai bun, pentru că nu l-am upgradat după ce mi-am luat eu un magnet foarte, foarte OP. Este vorba despre acesta la 27.000. Dar de ce mi-apare cu roșu ca și cum n-aș avea bani pentru el? Habar n-am, e ciudată culoarea asta. Dar știm că am bani pentru el, 24 de milioane. Când ne dă 1.750.000 și ăsta cât avea? De la 75.000 la 1 milion? Bă, băieți, habar n-am ce să zic despre chestia asta. M-ați spamat în comentarii să mă joc, domnule Magnet Simulator, că s-a făcut update. Ok. M-ați spamat la fiecare update. În parte am așteptat puțin mai mult și văd că nenea s-a mișcat repede și avem update-uri aici. Așa că haideți să vedem și noi despre ce este vorba. Ne pune să plătim cu Robux, să cumpărăm nu știu ce, nu vreau la momentul de față. Ne ducem și în zona aceasta, uitați-vă ce frumos strângem noi bănuți. Deci cu backpack-ul acesta cred că strâng bani de pe toată harta. Însă nu vă faceți griji, bănuții sunt client-sided, adică mă rog, fiecare jucător vede alții bănuți, nu fur banii nimănui. Deci, pentru că astfel golem efectiv toată harta, uitați-vă și voi. Cică aici e o zonă nouă, 40 de meleoane. Puțin cam... Oh! Au băgat oulețe noi, alea două acolo. Au adăugat unul mult mai scump care e 50 de milioane. Însă va dura ceva oes până umplem backpack-ul acesta pe bune. De nu știu dacă are rost să ne dăm rebirth, cred că nu are. Indiferent când ne dă nou multiplayer acolo la bănuți, nu prea așa are rostul. Dacă v-ați jucat vreodată, știți că are legătură cu animăluțele. Petul în jocul acesta îți oferă tot ce vrei și boost de viteză, de bani și multiplicator de bani. Nu știu dacă o să umplem noi vreodată backpack-ul acesta și sunt tare curios câți bănuți îmi va da. Habar n-am, îmi dă 50 de milioane direct. Nu știu cum funcționează, dar vreau doar să îl umplem. 1.400.000, 1.500.000. Deci abia umplem cam 100 de mii și ceva dintr-o zonă de asta. Ia aici. Bine că se respawnează bănuții repede, adică uitați-vă și voi. E aproape, e full, ia. 77 de milioane. Hai să ne luăm un ou mythic. Ce ne dă? Moonbear? Mai aveam un ursuleț de ăsta, dar nu era... A, nu era koala. Wow, este vorba despre 180 cu money multiplier or 3. Wow, o să dăm un equip data aici. Și ne ducem aici. Ar trebui să le sortezi în funcție de raritate sau ceva, dar nu. Sunt efectiv aleatorii. Acum ar trebui să ne mișcăm și mai puțin mai repede, dar deja nu mai face față animația caracterului la picioare. Adică ne mișcăm... Cine bea asta? One rebirth required? Nu știu dacă vreau să-mi dau rebirth, băieți. Adică o ducem prea bine. Dar am citit aici. O să ne dăm la puțin mai... Fiți atenți. Dacă îmi dau eu un rebirth... Unde n-ai mai rebirth-ul? 3? Nu. Rebirth level, aici. Ne zice așa, că rebirth-ul ne face să pierdem tot progresul. Dar ne dăm un multiplier, 1x, și în afară de animăluțe. Deci animăluțele nu le pierzi, ceea ce e foarte ciudat. Cine bă rebirth-ul ăla dacă nu-mi pierd animăluțele? Gândiți-vă. Adică, ok, nu s-a întâmplat nimic. Pentru că fac banii instant înapoi cu animalele astea OP. Deci, cred că o să ne dăm puțin mai încolo rebirth-ul ăla. Pentru că pierdem banii, pierdem backpack-ul, pierdem magnetul. Dar dacă rămân animalele, ce naiba? Că în jocul ăsta, animalele sunt, cred că 85%. Ai animăluțe, te miște așa.
Ok. În fine, colectăm aici în continuare, băieți. Pentru că vreau să deblocăm după aia zona de gheață. Habar nu dacă ne ajută cu ceva, nu prea cred. De fapt, o putem debloca acum, dacă stau să mă gândesc. Ia. Cell 116. Pa-pa-pa-pam. Unde e? Uite aici. Deci zona asta de gheață s-a adăugat în episodul meu anterior. Numai că în momentul în care nenea a băgat update-ul respectiv, a stricat serverul. Și nu mai merge să colectez bănuți, așa că l-a scos. Bye. Ha, măi, abonaților, mai veniți încoace după mine? Ha? Ia că a venit, bă! Toată lumea are acces aici, ești nebun? Wow, sunt și mai chiar mai abonații. N-ai ce să zici. Mai jucăm și cu abonații, intră dânsii după mine pe aici. La joacă. Bă, e mișto zona asta, dar nu știu cât de repede să... Nu prea vezi bănuții, sincer. Deci deasupra nu-i vezi. Foarte greu. Umplem repede backpack-ul aici. Acum că stau să mă gândesc. 160 de milioane? Ok. Hai să ne mai luăm două ouă, de 3 ouă de genul. Deci măcar nu știm ce animăluțe ne-au picat. Ok. Ok, băieți. Ok. O să dăm unequip de două ori la ăsta. Perfect. Și astea două cred că ne-au picat. Că sunt cu portocaliu. Deci avem așa. Wow, 245. Speed Bear-ul e bun. Și Crystal Fox nu dă multiplayer 3. Wow, ui băieți. Și ce animăluțe avem noi acum? Asta, dați-mi o secundă să mă uit. Deci nu vreau 3. 3 disable, nu. 1, 2, 3. Le avem pe ăștia 3. 4, 5, 2. Ok. Așa, hai să ne uităm aici să vedem ce magneți au mai adăugat. Pentru că a adăugat ceva nou. Hai să vedem ce avem noi. Aha, noi avem pe ăsta, care costă 12 milioane. Pe bune? Păi nu, mă, nu se poate așa. Deci avem 50 cu 3. No, trebuie să luăm ceva, calum. Dar dacă ne dăm... dacă ne dăm rebirth, nu știu dacă vreau să deblochez până la final, băieți, sincer. 2 miliarde. Cred că luăm pe ăsta de 125. Yeah. Cred că o să luăm pe ăsta de 125, dăm un mic upgrade așa pe episod. Și hopa, am dat una cu capul aici. Okidoki, ne umplem puțin de tot. Am golit. Și ne ducem la ghețulică. Aici ne facem backpack-ul ca lumea. Cred că sunt mai mulți bănuți, sau nu înțeleg de ce sau ce se întâmplă. E zona mai mare. Backpack is full. Păi deja 100 de milioane, ești nebun dacă mă duc de câteva ori acolo. Nu prea vezi simulatoare pe Roblox, nu prea vezi. Care, nu, în care progresul este foarte rapid precum acesta. Adică efectiv ne mișcăm super repede, cumpărăm tot și asta îmi place. Îmi place, este foarte satisfăcător. De exemplu, Jetpack Simulator pe care l-am jucat în episodul anterior, e așa boring, face același lucru iar și iar și iar și progresul este foarte încet. Pe când aici, uitați-vă cât de repede ne mișcăm. Mă mai duc o dată și mi-au backpack-ul ăla, nu, mi-au magnetul ăla super, super OP. 250 de milioane sau ceva. Așa da, e distractiv, recunosc. Într-adevăr. Dar se pune să repeți același lucru de, nu știu. Sunt de acord cu progresul mai încet, însă să nu fie jocul prea repetitiv. Aia da. Dar când faci același lucru și nu se întâmplă nimic, adică înțelegeți ce vreau să zic, nu? Bun. Deci avem un miliard... Asta. Moin. Bă, facem bani ori 4, ceea ce e bine, e o mică investiție, pentru că vreau să mai cumpăr ouă de la super, super OP, ca să ne facem 5 animăluțe mitice și apoi ne dăm rebirth. Pentru că sunt tare curios cât de repede progresăm. Cu 5 animale mitice? Adică ar trebui să fie instant. Nu știu. Zic și eu, băieți, abar n-am. Range-ul deja nu prea ne mai interesează la magnet. Sincer. Deci range-ul nu prea ne mai interesează pentru că deja luăm tot. Deci nu se spawnează atât de repede pe cât luăm. Deci am golit și ușor, ușor începe să se respawneze. Înțelegeți? Deci range-ul nu mai e așa important. Decât dacă ai un range la uriaș pe toată harta. Am dat cu capul în copac. Ajutor. Sunt blocat. Înțelegeți? 91 de milioane. Hai să mai luăm aici o dată. Să vedem ce animaluz ne mai dă. Galaxy, wow. Am luat vreo 3 animăluțe.
Aha, Crystal Fox, Mov, Gri. Ok. Hai să dau un equip aici. Fudge. Ăsta era. Și avem... Sunt tare confuz. Sunt tare, tare confuz, băieți. Ok, deci. Ăsta. La care să-i dăm... ăsta e super OP. Galaxiu. Deci ce avem noi echipat? Pentru că nici nu scrie. Ar trebui să fie o căsuță albastru, albastră la ce ai deja echipat. Mă înțelegeți? Ah. Hai să dăm un equip aici. Avem unul de ăsta. Asta îl lăsăm. Și avem doi aici? Nu avem. Unul aici? Ar trebui să mă uit eu așa. Mamă, ăla are numai Galaxy. A, Galaxy și ăsta roșu. Ce naiba animal e ăsta roșu? Ăsta? Wow, noi chiar aveam ăla aici. Ok. Ori 3, ori 3 are prioritate. Și între ăștia 2 cred că e. Ok. 5 din 5. Ăla are doar Galaxy, deci s-a jucat ceva, a deschis multe ușoare. Hai să mai deschidem câteva, să vedem dacă ne pică iar Galaxy-ul, pentru că e foarte OP. Și după aia o să ne dăm rebirth-ul respectiv, băieți. Ce părere aveți despre asta? Dacă încă nu ați ieșit de pe episod, chiar aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like. Să văd ce susține din partea voastră la seria aceasta și... doi. Să văd dacă vă place, cam asta este ideea. Și mai jucăm în continuare când se fac upgrade-uri, update-uri, cum le numiți dumneavoastră. Nu cred că era Mythic, nu cred că era Galaxy. Nu era, era altceva. Ăsta era Mov. Nu, mai vreau Galaxy. Că e OP, măcar doi... Ce naiba am făcut? E cu puncte de rebirth, cred. Sau ceva. Încoace tot, umplem iar. Îmi place că se umple foarte repede aici. Într-adevăr este distractiv, dar mai sunt zone noi afară de asta? Nu cred. Punct 7. Hai cu Galaxy-ul vieții. 2. Dăm, 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 dăm. Galaxy, Galaxy, Galaxy. Crystal Fox. Și? Na, de două ori. Ok. Hai să ne dăm libertul. Let's do it. Ok. De la absolut zero. Au. 86 de milioane ne trebuie. Ok. Acum ar trebui să mă lasem. Let's do it. Ia. Yeah. Păi bă, n-am dat... What? Curent rebirth level ori 1. Curent mult... Sunt tare confuz. Mi-am dat rebirth și nu s-a întâmplat nimic? Oh. Acum s-a pus, mă, miram. Eram puțin confuz, bă, ce naiba? Păi și eu am animalele. Oh my god, cât de groaznic e, băieți! E groaznic. Trebuie să mă duc lângă bănuți ca să-l iau. Nu. Ne trebuie backpack-ul. Oh, gosh darn it. 5.000. Oh, no. E groaznic. Trebuie să intru în bani? Mamă, păi bun, iau, ești nebun? Deja e full. Bă, stai mă așa, piua. Dăm ceva mai mare. La 1 milion? Nu, la 200.000. Pentru că avem multiplierele de la animăluțe, facem bani prea repede. Numai că ne trebuie un magnet, e ciudat să intri în ele. Da, e super ciudat. Ce ziceți de asta? Hai să vindem. Și dăm un magnet, că nu pot să joc cu ăsta de început. Dăm la 5 milioane ceva. 5,5? Come on. Avem 5,4. La naiba. Odată ce luăm magnetul ăla, deja o să începem să facem bani repede. Pentru că o să-i adune singur. Acum vin. E satisfăcător și să progresezi așa repede după ce ți-ai dat rebirth-ul. Dă-i, 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 dă-i 5,5. Bă, păi puteam să iau ăsta cu 1 milioane, n-am văzut.
Că avem 8 milioane și ăla era așa, putem băieți. Oricum nu mai contează că s-a terminat șmecheria. Odată ce umplem aici tot ce se poate, s-a terminat. Deja am 22 aici, nebun. Vreau să intru în ăla verde, dar nu mă lasă. Poate nu merge pe deasupra. Stați o țără, băieți. 42, păi ne întoarcem de unde am plecat. Dacă animalele îți rămân... 70, îl pe ăsta încoace. Păi pe ăsta l-avem adinea, origine. Wow, boys! Wow! Dacă noi îl umplem pe ăsta, cam mai e. Numai că acum nu-l vom mai umple așa repede când avem range-ul. Da, da. Deja avem aproape 1,7. 1,1. Nu avem multiplier pe magnet. Și cam asta ne trage înapoi, ca idee. Sau nu știu ce multiplier avem. Sau poate avem, dar nu cât era pe alălalt. Că ăla era un magnet foarte scump, dar avem unul la 200 de milioane. Deci dacă ne chinuiam puțin, îl luam fix pe ăla pe care îl aveam. Deci în câteva minute m-am întors la loc. Deci, we back, boys. We back! Gata, șmecheria. Mai țineți minte? Iată ce frumos. E ăsta are range foarte mare. Țac, 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 gata. Ok. Hai să mergem la zona aia verde, pentru că vreau să văd ce n-ai acolo. Oi, da, merg prea repede. M-ai păcălit, mi-ai zis să-mi dau un rebirth required. One rebirth required, ai, Rafael? One rebirth. Mi-ai dat clapă. De ce mi-ai dat clapă? M-a păcălit, băieți, ați văzut? Ce naiba, mă? Cred că trebuie să le intru pe server sau ceva. Dacă nu, poate nu funcționează. Okidoki, ne punem iar animăluțele. Ori 3. Ăsta și ăsta, presupun. Vreau dubla un miliard. Da, am rebirth-ul. Nu ne-a păcălit. Ce nevema asta? Back to the main world? 5 rebirths. Mi-am luat cap. Pe bune, doar asta ai vrut să faci, developerule? Ce naiba e asta? Sigur că ești doar tu aici, dar nu văd rostul. Ar fi trebuit să fie zona mai mare și să fie mai bună zona decât aia de gheață, pentru că ți-ai dat rebirth. Nu mai îmi dați trade, vă rog. Așa. Și putem să și vindem chestii. 480 de milioane. Ne ducem aici. E vreun magnet cu 480? Nu, e la 600. Hai să strângem 600 și să încheiem episodul, că deja este prea lung și v-ați plictisit. Iar, mă? De ce iar? Trebuie să cumperi de fiecare dată când intri pe server? What? Oricum facem destui bani. Uite că am cumpărat ăla, nu mai avem 600. Încoace. Thank you. Nu, îl mai facem full că ne ajunge. Că ne trebuia puțin. Boing. Boing. Fix 700, ești nebun. 600. Perfect. Ori 5 multiplier, deci ar trebui să rupă. Ar trebui să rupă. Aha. Deci multiplierul ăla cred că ajută ca să facem bani mai mult. Să strângi, să umplem backpack-ul mai repede, nu să facem bani când vindem. Cred. Așa. Și acum că avem 298 de milioane, dă-i la ouă. Habar n-am câte am cumpărat, vreau să văd dacă am mai multe peturi Galaxy. Uite, avem. Unul avem. Îl avem, băieți. Două cred că avem. era. Ok. Deci îi dăm anecui pe ăstea, îl punem pe ăsta. Interesant. Ok, băieți. Bun, o să ne oprim noi aici cu episodul, pentru că v-am cam prezentat ce era de prezentat. Ne-am jucat, ne-am simțit bine, îmi place joculețul, îl susțin. Vreau să văd episoade în continuare, vreau să văd update-uri, pardon, în continuare și să mai facem și episoade, dar trebuie să vină cu niște idei mai mari, niște alte lumi, ceva interesant. Poate să se uite la Mining Simulator să copieze puțin conceptul, nu știu, dar trebuie adăugat ceva, pentru că e prea, nu știu, doar o zonă nouă și câteva unelte, I don't know. Trebuie să facă un update care să aducă jucătorii care au terminat deja jocul înapoi. Înțelegeți ce zic? Pentru că sigur că update-urile astea cu târnăcop, cu magnetul și așa sunt bune pentru jucătorii noi, dar
pentru jucătorii vechi trebuie să faci ceva. Mă gândesc dacă îi vrei înapoi, corect? Bun. Vă mulțumesc din nou pentru atenția acordată. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa.